Vitalie Burlacu este un nume bine cunoscut în Republica Moldova, nu că ar fi un politician sau vreun artist, ci pentru faptul că bucură consumatorii cu produse de marochinărie, care, de altfel, îi poartă numele. Vitalie de profesie este programator, are în spate o școală de medicină, iar părinții săi sunt pedagogi. La prima vedere, zici că nu ar avea nimic în comun cu accesoriile din piele. Totuși, acum 8 ani, bărbatul a reușit să pună pe roate ceea ce urma să devină brandul Vitalie Burlacu, genți, centuri, accesorii din piele. Și alegerea a fost impusă de viață. Din start a fost ideea de a produce ceva, după care, evaluând încet, încet, am ajuns la o etapă când era nevoie deja să avem și un nume, un logo, un brand și probabil că așa a fost să se numească brandul în numele meu. A muncit timp de 5 ani în Italia, în construcții, dar a înțeles că poate construi ceva cu adevărat frumos doar acasă, în Moldova. Totuși, cunoașterea limbii italiene i-a fost de real folos, pentru că principalii săi parteneri de afaceri sunt italienii. Colaborăm 99% numai cu Italia, chiar și accesorii de metal, piele, căptușeli, tot achiziționăm din Italia, foarte puțin din alte țări. Și tehnologia la fel am cumpărat-o sau luat-o din Italia. Primele genți fabricate în atelierul său vor rămâne în istorie, spune Vitalie. Țin minte că primele articole în general erau invendibile, deci cred că le avem și noi acum în istorie aruncate printr-un careva depozit. Toate experiențele a fost făcut la riscul meu personal. Acum însă se mândrește cu 6 magazine în Chișinău și unul la Bălți, dar cel mai important, cu exporturi în Europa. Da, la ziua de astăzi exportăm câte ceva în România, mai puțin în alte țări, dar oricum am făcut export și în Franța, am făcut export în Belgia, exporturi ocazionale, sub comanda clientului. Nu chiar am făcut foarte mari rezultate, dar, cum se spune, oțetul nu se face repede. Vitalie recunoaște, acum datorită acordului de asociere și liber schimb cu UE, este mult mai ușor să îți dezvolți afacerea, spre deosebire de anii 2008-2010, când a început business-ul. Exportul și importul în ultima perioadă este foarte leger, practic, eu nu ți-am minte ultima dată când am fost la vamă ca să mă arăt acolo, să spun că ia câtă mă sunt. Dacă, spre exemplu, marfa ar veni din Asia, dintr-o țară non-europeană, plătind și taxele, am avea careva cheltuieli suplimentare. În atelierul lui Vitalie Burlacu se produc zilnic 10 de articole, 100% din piele naturală, iar cei 60 de angajați ai săi sunt mulțumiți că au un loc de muncă stabil și, cel mai important, acasă. Îmi place, are grijă de noi, în principiu ne-a oferit un post de lucru care suntem acasă lângă copii, lângă familie, ne achit un salariu la timp și asta e foarte bun. Am fost și psihicotare, dar acasă totuși e mai bine. Suntem acasă cu ai noștri. Știți, când în transport public vedem cineva că poartă o geantă de-a noastră, chiar dacă suntem vădouă lucrătoare, chiar ne uităm, ia uite, acesta poartă geantă de-a noastră, ne mândrim. Depozitul fabricii lui Vitalie Burlacu este plin cu articole frumos aranjate și pregătite pentru consumatorii europeni. Asta pentru că, pe viitor, producătorul dorește să se concentreze mai mult spre piața Uniunii Europene.